Suntem la petrecere, se fac perechile de dansatori și acum intervine ceva extraordinar. Sunt cântate trei muzici în paralel, trei muzici complet diferite și sunt cântate în paralel de trei orchestre diferite. Era prima dată când se întâmpla asta în istoria muzicii. Mozart, cu alte cuvinte, a scris trei muzici diferite pentru trei orchestre diferite. Este orchestra rufosă și două orchestre diferite care trebuia amplasate pe scenă sau în lujile sălii. Și ele cântă niște melodii complet independente una față de cealaltă, chiar și în ritm diferit și în metru diferit, adică în alte măsuri. Unii cântă în trei pătrimi, unii cântă în trei octimi și alții cântă în două pătrimi. Sunt trei măsuri diferite, trei armonii diferite și toate trei suprapuse sună genial, sună perfect. Sunt ca un Lego extrem de complicat muzical care se potrivește perfect la bucată, fără să dea rest. Este ceva la limita inimaginabilă, mai ales pentru epoca respectivă. Capacitatea permutatorie de componistică a lui Mozart să facă să sune trei orchestre diferite împreună și să sune ca una singură. Este extraordinar. Efectul, de asemenea, e superb că este stereofonic. Adică noi chiar auzim muzica din trei surse diferite, iar efectul combinării acestor trei muzici este extraordinar. Mai mult decât atât, menuetul care apare ca una din aceste muzici, care este cântat de orchestra de fosă, menuetul așadar, are o particularitate. Și aici o să vin cu un mic rafinament. O să mă iertați dacă o să... Eu am propus să nu intervin niciodată cu termeni tehnici în întâlnirile noastre. Dar aici o să fac o excepție, dar o să vă explic ce înseamnă asta. Prima dată când moștile sunt în stradă și așteaptă să fie invitate la bal, se aude menuetul din palat, dinăuntru palatului. Deci scena e aplasată în stradă, cum ar veni. Și noi vedem doar zidurile palatului și fereastra de la care le pornim, o invită măștile înăuntru la petrecere. Menuetul se aude, cum ar veni, din palat și se aude în tonalitatea fa major. Nu trebuie neapărat să vă dați seama ce înseamnă asta. Este o tonalitate, este un centru sonor, e fa major. După toate momentele astea pe care vi le-am povestit și ajungi aici, în locul ăsta din povestire, începe să se audă menuetul. Menuetul ăsta nu se aude în fa major, se aude în sol major. Adică cu un ton mai sus. Se aude mai sus. Este aceeași muzică, dar nu o să fie cântată în fa major, e cântată în sol major. E transpusă cu o treaptă mai sus. Nu este deloc întâmplător. Știți de ce? Pentru că dacă stai în afara unei clădiri și auzi muzica, o auzi cu aproximativ un ton mai jos ca înălțime. Este așa numitul efect Doppler, care nici nu exista pe vremea Mozart. Dar era o chestie empirică. Dacă stai în afara unei clădiri și auzeai muzica dinăuntru, muzica aia sună într-o anumită tonalitate. Dacă intrai și te duceai lângă sursa muzicală, frecvența creștea. Frecvența adică un număr de herți măsurat. Și atunci, ceea ce de la depărtare este ca un sunet de ambulanță care pare mai grav dacă vine spre noastră, trece pe dumneavoastră, are cel mai înalt punct și după aia iar scade. Fiecare dintre noastră are în memorie așa ceva. Este așa numitul efect Doppler. Da? Un sunet care crește în intensitate, dar și în frecvență, și după aia scade, pe măsură ce se îndepărtează sursa sonoră. Ei, asta a făcut Mozart în opera asta. A pus menuetul în fa major atunci când îl auzim din afara clădirii și în momentul în care suntem înăuntru în sală, îl pune în sol major. Pentru că noi așa suntem lângă orchestra care îl cântă. Asta e un rafinament extraordinar, dar am zis neapărat că vreau să vi-l împărtășesc, fiindcă face parte din micile delicii pe care le-ai când deschizi o astfel de partitură.